În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Îi mulțumim Domnului că până aici El ne-a ajutat. Îi mulțumim Domnului că până aici El ne-a binecuvântat și n-a lăsat să lipsească nici din viața mea și nici din viețile dumneavoastră nimic din ceea ce a știut că este de folos pentru noi. A rămas în urma noastră o săptămână în care fiecare dintre noi, mai multe sau mai puține, dar a trebuit să dăm câteva examene, să ni se verifice nădejdea în Dumnezeu, să ni se verifice credința în Dumnezeu. Poate un cuvânt ne-a încercat răbdarea. Fiecare le știm acestea în dreptul nostru. Însă a îngăduit Domnul clipa aceasta, starea aceasta de părtășie, ca să ne verificăm noi starea inimii noastre, gândurile noastre și pe ce căi mai calcă pașii noștri. Avem înaintea inimilor și a sufletelor noastre o evanghelie, am spus-o de atâtea ori, când vine vorba de părinți, de copii, ne încântă asemenea întâmplări pe noi. Când vedem copii vindecați, când vedem părinți bucuroși, asemenea cuvinte nouă ne place să le ascultăm. Le-am vrea dese, le-am vrea să se întâmple, sigur, sub o formă sau alta, cu copiii noștri, în casa noastră. Aș vrea să se întâmple cu mine ca și părinte și sunt convins că vi le doriți și dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoții dumneavoastră. Totuși, dragii mei, mă gândesc că nu stau lucrurile chiar atât de simplu. Domnul Iisus se întâlnește cu Tatăl fiului lunatic, după ce s-a coborât de pe munte, după schimbarea sa la față, nu? Acolo, într-o stare pentru care găsim cuvinte greu, noi ca și oameni, să o explicăm, o stare de bucurie, o stare de părtășire, părtășie și de împărtășire cu Tatăl din ceruri, o stare în care Domnul Iisus a fost îmbrăcat într-o lumină care nu era de pe pământul acesta. O stare desăvârșită. Vine și găsește un tată tulburat, întristat, supărat de-a binelea și niște ucenici care parcă nu mai aveau direcție. Nu mai știau ce să facă. Nu mai știau ce să spună. Și sună bine că vine tatăl acesta, se pune în genunchi înaintea Domnului Iisus și spune, cu alte cuvinte, fă ceva cu copilul meu. Mă tem însă, dragii mei, că tot ce avea de dat omul acesta, Domnului Iisus, era doar o simplă plecare pe genunchi. Nu-i puțin lucrul acesta. Dar atunci când avem nevoie ca Dumnezeu, Hristos, să lucreze în viața noastră, uneori nu ajunge doar să ne plecăm genunchii la rugăciune. Se cere și nădejde, se cere credință.
Vine omul acesta și roagă pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pentru copilul său care era bolnav. Și avea o boală în care făcea niște crize și uneori cădea în apă, uneori cădea în foc. Și este teribil și greu de imaginat asemenea stare peste un om și mai greu de gândit și de văzut că aceasta se întâmplă cu un copil. Omul acesta așa a știut să-și plângă frământarea lui și să-i spună Domnului Iisus: aduceți-l aici. Da? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Evanghelia, că Domnul Iisus a certat dracul și copilul s-a liniștit. M-aș întreba pe mine, cumva retoric, și iertați-mă îndrăzneala, vă întreb și pe dumneavoastră, în asemenea momente, între ce limite este credința mea, credința dumneavoastră? Am putea spune că pentru omul din Evanghelie lucrurile sunt destul de simple. Pe vremea aceea Domnul Iisus trăia în trup pe pământ, putea să fie atins, puteai să schimbi față în față câteva cuvinte cu El, puteai să simți că e un om, ca și oricare de pe pământul acesta. Parcă lucrurile ar sta cumva simplu la vremea aceea. Noi ne rămâne doar să, deși știm și cunoaștem că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, știm și cunoaștem că El a trăit în trup pe pământul acesta, știm că de dragul fiecăruia dintre noi s-a lăsat răstignit pe cruce, a înviat a treia zi și la un moment dat s-a înălțat la ceruri ca să trimită Duhul Sfânt, Mângâietorul. Toate acestea le știm, toate acestea le știu și cu toate acestea, dragii mei, în ce stare putem să ajungem noi atunci când ne plecăm genunchii la rugăciune? Toate le știm. Suntem convinși mai mult sau mai puțin. Dar din când în când, fiecare dintre noi știm cât de des, ajungem să ne plecăm genunchii la rugăciune și nu doar la voia întâmplării, ci cu dorința de a cere ceva anume, ceva aparte lui Dumnezeu. Și în momentul acela de frământare și de apăsare, între ce limite stă credința noastră? Pentru că vremurile pe care le trăim, dragii mei, parcă nu ne mai provoacă atât de mult la luptă. Dacă ar fi să privim doar la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu prea mai avem noi foarte mult chef de rugăciune. Nu prea mai avem noi foarte mult chef de Scriptură. Și supunem liturghia la privirea la ceas. Și adunarea uneori tot așa ne-o petrece. Privind la ceas. Și dacă aceasta facem, dragii mei, în casa Domnului, nu vreau să mă întreb nici pe mine și nu vă întreb nici pe dumneavoastră cum o facem acasă. Care este credința mea? Care este credința dumneavoastră? Cât îmi este credința și cât vă este credința? Am găsit un cuvânt în cartea prorocului Habacuc, capitolul 3, începând cu versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în numele
Dumnezeului mântuirii mele. Amin. Îi dus la extrem ceea ce scrie aici. Îi dus prea departe ce scrie aici. Să rămâi credincios în Dumnezeu când ți-e goală casa, când ți-e goală masa, când ți-e goale buzunarele. Cât de credincios aș mai fi eu în asemenea momente? Unii dintre dumneavoastră ați putea să ne povestiți de asemenea vremuri din trecut. Dar cel puțin pentru mine, să spun doar atât, este foarte interesant că vă văd astăzi în casa Domnului, chiar dacă ați trecut prin asemenea momente. Cu părul albit în încercări, cu părul albit în clipe de rugăciune, cu părul albit în citirea Scripturii, în venirea la liturghie, în venirea la adunare. Oare peste vreme despre mine ce voi spune? Ce va spune Scriptura, dragii mei? Totuși, există un moment la care ar trebui să privim cu foarte multă atenție în Evanghelia zilei de azi. Ucenicii erau cumva înfrânți, dar îl prind deoparte cumva doar ei și Domnul și îl întreabă: noi de ce n-am putut să-l facem bine? E adevărat că dă Domnul un răspuns care nu se bucură deloc de popularitate în ziua de azi. Pentru un răspuns bun, ca acest copil să se facă bine, trebuia post și rugăciune, zice Domnul Iisus. Dar, dragii mei, ucenicii, oricât de jenați au fost de insuccesul lor, oricât de jenați au fost că ei n-au putut să vindece copilul lunatic, au avut tăria să se smerească și atunci când a fost el cu Domnul, doar ei cu Domnul, să-l întrebe: Doamne, de ce noi n-am putut să facem ceea ce Tu ai făcut? Și știți de ce nu întreb eu asemenea lucruri în taina inimii mele? Nu doar că mi-e jenă de puțina mea credință, mi-e jenă de răspunsul care ar putea să vină din partea lui Dumnezeu, din pricina puținei voastre credințe. Se pare, dragii mei, că nu-i destul să stai în fața Domnului. Se pare că nu-i destul să realizezi că ai o problemă în viața dumitale, în casa dumitale, în familia dumitale. Se pare că nu-i suficient să știi că trebuie să vii și să stai de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu. Se cere credință. Se cere nădejde. E foarte bine că ne plecăm genunchii la rugăciune, dar trebuie să o facem plin de nădejde și plin de credință dacă vrem un răspuns. Dacă nu, ne plecăm, ne ridicăm, iarăși ne plecăm, iarăși ne ridicăm. Și, dragii mei, dacă noi nu facem niciun efort în această direcție, ajungem să credem că starea aceea, te așezi, te ridici, e foarte normală. Și ne vine nu odată să spunem: păi, asta e. Răspunde Dumnezeu mai repede, răspunde Dumnezeu mai târziu. Și uneori știți de ce răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre? Nu pentru că ar fi extraordinar de mare credința mea sau de insistentă cererea mea. Lui Dumnezeu îi se face prea mult milă de cei pentru care ar trebui să mă rog. Și atunci Dumnezeu se îndură de cel pentru care ar trebui să mă rog plin de nădejde și plin de credință.
Aici e examenul nostru, dragii mei, din ziua de azi. Cu toate acestea, atât de mult ne iubește Domnul Iisus pe fiecare dintre noi. Copilul s-a făcut bine. Ucenicii au găsit răspuns la problema care aveau cu starea lor în fața Domnului Iisus. Dar spune Domnul Iisus la un moment dat, dacă ați avea credință cât o sămânță de muștar, ați putea să mutați munții din loc. Dar și asta e foarte mult pentru noi. Am zice că e un exemplu exagerat. Am aflat azi dimineață, stând în locul acesta, că știam că sămânța de muștar e una dintre cele mai mici semințe. E una dintre cele mai mici semințe din care poate să crească un copac. Și mi-am adus aminte de o întâmplare. Era, așa spune întâmplarea, era un călugăr care își trăia singur pusnicia și citind Scriptura ajunge fix la locul acesta. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați porunci muntelui să se mute și el s-ar muta. Și s-a gândit călugărul acesta să-și verifice el credința. Și se pune seara la rugăciune și se roagă, Doamne, fă să se mute muntele ăsta din fața geamului meu, să ajungă soarele și închilia mea. Nu știu cât s-o fi rugat călugărul, la un moment dat adoarme, se trezește, se uită pe geam, muntele era tot acolo. Și spune călugărul acesta lui Dumnezeu, am știut că n-ai să faci lucrul acesta. Dragii mei, nu putea Dumnezeu să mute muntele? Nu putea să facă El ceva, să ajungă soarele în chilia călugărului nostru? Dar când stai cu asemenea credință în fața lui Dumnezeu, de ce așteptăm minuni exagerate din partea Lui? Eu cred că dacă am avea așa o credință, am putea să mutăm munții din loc. Dar nici măcar până acolo nu ajunge nădejdea și credința noastră. Privim prea mult la a ne ruga pentru ceea ce-i trecător. Privim prea mult la a face ceea ce ne convine cel mai mult nouă, mie. Și ajungem să facem prea mult lucruri care ne oferă nouă un confort, inclusiv spiritual. Că ne rugăm de 3 ori pe zi, că citim un capitol din Scriptură în fiecare zi, că venim la liturghie, că venim la adunare, că mai stăm și la vecernie. Și la un moment dat, dacă nu suntem veghetori chiar și asupra acestor lucruri și stări, ajungem să le facem cumva așa, din inerție. Și nu-i de folos o asemenea stare și nu-i de dorit o asemenea stare. Mă întreb pe mine și aș îndrăzni să vă întreb pe dumneavoastră, vom reuși noi să plecăm, măcar după adunare, măcar după vecernie, cu un cuvânt pe care să nu-l uităm, măcar în seara asta, că ni s-a spus de aici, de către părintele sau de către frați. Măcar atât, un cuvânt, o cântare, eu știu, un vers de poezie. Vom reuși atât? Suntem noi măcar de atât în stare? Sunt eu în stare măcar de atât? Răspunsul este la mine și răspunsul este la fiecare dintre dumneavoastră. Iar dacă nu vom reuși, dragii mei, nici măcar atât, știți care e soluția? Exact aceeași care a dat-o Domnul Iisus ucenicilor Săi.
aș parafraza cumva și aș spune, acest soi de neputință, acest soi de chinuială, această frământare nu poate să fie scoasă afară decât cu rugăciune și cu post. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.